Câți vă aduceți aminte de cea mai mare bătălie psihologică din toate animeurile? Yagami Light vs. L, personificarea lui Kira vs. Sherlock Holmes al zilelor noastre. Dar din păcate Death Note a luat sfârșit. Dar cum ar fi dacă Death Note ar avea un sezon 2? Și se pare că ar fi avut. Păi în prim plan l-am fi avut pe Ryuk, care i-a împrumutat Death Note-ul altui Shinigami și drept schimb acesta i-a dat un măr. Dar foamea lui Ryuk nu se potolește așa ușor, așa că merge înapoi în lumea oamenilor pentru a-și îndeplini scopul. Acum Ryuk iese din podeaua unei case fix în dormitorul unui tânăr adolescent, atingându-l pe acesta cu Death Note-ul, iar băiatul foarte calm îi spune: au trecut 2 ani, Ryuk, iar Ryuk îi răspunde: am ieșit din podea așa cum am promis. Sunt un Shinigami care își ține cuvântul. Dar ce s-a întâmplat? Acum 2 ani, niște profesori par extrem de dezamăgiți de rezultatul unuia dintre studenții care ar fi excelat 3 ani la rând, iar acesta stă pe un leagăn în parc plângându-se de notele lui. Când odată Death Note-ul îi pică în cap din ceruri și al nostru se trezește cu Shinigami-ul nostru preferat în spatele său. Ryuk îi spune: am auzit că ești destul de inteligent. Iar acesta se panichează extrem de tare, Ryuk completând cu faptul că profesorii săi au spus că este cel mai deștept elev de școală generală din toată Japonia. Dar băiatul îi spune că a dat un test de inteligență și chiar dacă a luat notă bună sau nu, asta înseamnă doar că se uită la foarte multe show-uri despre IQ. Băiatul, pe numele său Tanaka Minoru, îi spune lui Ryuk că persoanele cu adevărat inteligente sunt cele care rezolvă probleme mondiale și despre viitor. Dar când Îngerul Morții îl întreabă dacă este un idiot, acesta îi spune că se pricepe bine la ghicitori și puzzle-uri. Ce a urmat după aceea? Păi Minoru realizează că ține în mână caietul lui Kira, întrebându-l pe Ryuk dacă este acel Kira care a eliminat războaiele și rata crimelor în lume. Minoru îi mai spune că ei au învățat în școală despre incidentele dintre El și Light, doar că în eticile lor, Light era un criminal în masă, un simplu terorist, dar cum mereu trebuie să fie cineva care apără și personajul negativ, au existat persoane care l-au idolatrizat pe Kira, cel mai bun exemplu fiind chiar Misa din primul sezon. Revenind, Minoru îl întreabă pe Ryuk cum poate un asemenea caiet să te transforme în zeu și aici se face o recapitulare a tuturor regulilor. Doar că Minoru nu știe engleză, așa că trebuie să-i fie tradus. Pentru cei cărora le era dor de originalul Death Note, aveți 3 secunde să vă bucurați de pagina cu reguli din caiet. Minoru rămâne șocat când află toate regulile și îi cere lui Ryuk să-i povestească tot ce s-a întâmplat cu Kira și desigur că Ryuk va face asta doar în schimburi merelor mult prețioase. La auzul tuturor întâmplărilor, Minoru este surprins de cât de inteligent era Light, însă statează că asta s-a întâmplat acum 10 ani, iar în era în care trăiesc ei, ar fi fost imposibil să se repete un asemenea incident. De ce? Păi s-au instalat camere de luat vederi peste tot. Investigarea cybercrimelor este mult mai sofisticată, planeta evoluând foarte mult în acești 10 ani. Însă Minoru este conștient că s-ar putea gândi la un plan de atac chiar și în această situație. Ryuk zâmbește întrebându-l pe acesta dacă poate să o facă, dar acesta nu prea este încântat să facă același lucru pe care l-a făcut și Kira, așa că stă și se gândește la un plan și după câteva ore intense de gândire se decide să-i pună niște întrebări lui Ryuk. Prima fiind: mai sunt și alte persoane care te pot vedea? Răspunsul fiind evident, da, îl pot vedea persoanele care au atins Death Note-ul, încă de când era în investigație cazul Kira. A doua întrebare fiind: cât de departe poți să te deplasezi de deținătorul care etului, dar Ryuk nu-i dă un răspuns destul de specific, iar până la urmă cad de comun acord că distanța maximă dintre ei ar fi de 14 km. Acum Minoru s-a decis, îi înmânează caietul înapoi lui Ryuk cu promisiunea de a se întoarce în 2 ani, așa că își abandonează posesia caietului și acum Ryuk se victimizează pentru faptul că a stat 2 ani fără mere, iar Minoru își prezintă planul, vrea să vândă caietul morții. Da, ați auzit bine, vrea să-l pună la licitație online, dar nu orice fel de licitație, așa că îl trimite pe Ryuk la postul Sakura TV, unde Ryuk ține o planșă mare pe care scrie exact așa: puterea de a omorâ la propria plăcere. Puterea lui Kira este scoasă la licitație. Dacă vreți să cumpărați, folosiți hashtag-ul puterea lui Kira pe Twitter și introduceți suma în dolari americani. Toată lumea este în șoc, în primul rând pentru că în studio apare o foaie plutitoare și nimeni nu înțelege ce se întâmplă. Și în al doilea rând, Minoru, în timp ce urmărește live-ul de pe telefon, realizează și că mai sunt persoane care îl pot vedea pe Ryuk. Persoane care speră să fie o glumă, însă din păcate nu este așa. A doua zi, licitația a crescut la un preț de 3 milioane de dolari, devenind deja un fenomen în Japonia și cred că și în lume. Deodată ne apare în față o păpușă foarte asemănătoare cu Ryuk și Nier, care ne spune că este o replica unui Shinigami, creând un sistem de recunoaștere facială pentru Îngerii Morții. Acesta deja vrea să urmărească cazul, știind că dacă va urmări Shinigami-ul, va putea pune mâna pe Akira, noul alter ego malefic. Nier își dorește înregistrări cu Ryuk și Akira împreună, dar tot el spune că ar fi imposibil să pună mâna pe toate înregistrările video de
la toate camerele din Japonia. Ajutoarele sale vor să se grăbească și să cumpere imediat un bilet spre Japonia, dar Nier este destul de calm. Acesta chiar îi întreabă și dacă îl prindeți, sunteți siguri că îl puteți acuza de crimă? În trecut, caietul a fost numit cea mai mare armă de ucidere din istorie, dar crima este atunci când omori pe cineva cu el. Nu pare aceeași situație însă când vrei să-l vinzi. Nier le recomandă agenților să găsească persoana care va câștiga licitația pentru a pune mâna pe caiet. Tot Nier spune că Akira este foarte deștept și că are un interes personal în acest caz. Acum detectivii de la vechiul Kaskira se întâlnesc online cu Nier. Aceștia îi detaliază tot ce s-a întâmplat în emisie, iar Nier realizează că păpușa sa de recunoaștere facială ar fi în zadar dacă Ryuk ar călători pe sub pământ. Deducția detectivului îl duce la concluzia că dacă Shinigami-ul va apărea pe orice altă înregistrare în afară de cea de la Sakura TV, va fi atunci când va înmâna caietul câștigătorului. Agenții realizează că e posibil să nu aibă șanse să-l prindă, dar Nier repetă același lucru, că trebuie să fie atenți la momentul tranzacției. Între timp, minorul așteaptă să crească licitația, prețul fiind acum de 10 miliarde de yen. Și Ryuk îl întreabă când se va încheia licitația, dar Akira nu a decis încă un deadline, așa că Ryuk apare din nou la televizor cu mesajul o săptămână rămasă până la finalul licitației. Se poate totuși încheia și prematur, veți fi informați dacă se întâmplă asta. Tranzacția va fi finală, fără plângeri, fără retur. În timpul transmisiunii, Matsuda apare cu insignia la televizor, ruinând oarecum planul poliției, iar cineva recunoaște pentru un incident asemănător din trecut. Matsuda și colegul său încercând să convingă statul Japoniei să cumpere caietul, dar degeaba, și a doua zi prețul licitației a crescut la 200 de miliarde de dolari și în doar câteva momente prețul a trecut imediat la 300 de miliarde de dolari, așa că Ryuk face un anunț nou care sună cam așa. Nu vă mai chinuiți pe Twitter, puneți-vă reprezentanții țării la televizor și anunțați cât de mult veți plăti. Primul care apare este chiar președintele Statelor Unite, care oferă 500 de miliarde de dolari, dar în aceeași conferință exclamă destul de tare că pentru pacea mondială Statele Unite va cumpăra caietul cu 200 de trilioane de dolari și nu-l va folosi niciodată. Akira îi transmite un nou mesaj. Fiecare lider al lumii trebuie să numească un singur preț, fără alte nonsensuri. După aceste anunțuri, prețul licitației este de un quadrilion de ieni, iar tinerii adolescenți își dau cu părerea spunând că această sumă ar plăti datoriile externe ale Japoniei, moment în care minorul îl anunță pe Ryuk că va încheia licitația. Odată ce va confirma că plata este făcută, va abandona posesia caietului. Acum Nier și echipa își pun problema plății, care sigur va fi făcută online, fiindcă este imposibil să faci o asemenea plată în numerar. Fiind un mister și pentru detectiv cum se va face această tranzacție, dar măcar acesta realizează că Akira și-a dorit să scape de caiet fără a ucide. Deodată, un alt Shinigami apare în camera lui Minoru, acesta anunțându-l pe Ryuk că regele Shinigami a anunțat o ședință foarte importantă, iar a doua zi a fost anunțat faptul că licitația a fost câștigată de Statele Unite ale Americii, metoda de plată urmând să fie anunțată. Acum cei din biroul lui Nier se chinuie să dezlușească misterul, iar Nier le transmite că o vor face pe cont propriu, deoarece el locuiește în America acum. Detectivul recunoaște că dacă Akira a plănuit așa ceva de la început, este fenomenal de inteligent. Acum metoda de plată este transmisă în direct. Banii câștigați la licitație vor fi depozitați pe data de 27 mai a acestui an, în porții egale către fiecare persoană ce deține un cont de economii la banca Yotsuba și deține vârsta de 60 de ani sau mai puțin. Acum, la aflarea veștii, toată patria este în ravagii. După un simplu calcul, reiese că fiecare persoană va primi 1 miliard de ieni. Până și mama lui Minoru nebunește și îi spune fiului că sunt bogați, iar odată cu anunțul acestei vești, Nier recunoaște că a fost înfrânt. Iar imediat după cozile de la banca Yotsuba, care sunt incredibile, toată lumea încearcă să-și deschidă conturi, dar banca anunță faptul că nu va putea să facă transferuri decât de 100.000 de ieni pe zi. Ryuk îi spune lui Minoru că a reușit să folosească caietul fără a scrie în el, spunându-i totodată și că a petrecut niște timp distractiv împreună cu noul Kira. Iar acum Tanaka Minoru îi predă caietul Shinigami-ului, care îl duce imediat președintelui Sua. Ryuk îi spune în acel moment că la ședință, regele Shinigami s-a luat de el pentru că a lăsat caietul să fie vândut, așa că s-a adăugat o nouă regulă. Este interzis să cumperi sau să vizi caietul în lumea oamenilor. Vânzătorul va muri când va primi banii, iar cumpărătorul va muri când va primi caietul. Dar Ryuk îl va ierta pe președinte dacă refuză să primească caietul, dar nu va primi niciun ban înapoi. Acesta nu îl primește, considerându-și viața mai importantă decât pacea mondială, spunând că dacă îl primește și nu îl folosește, va face să pară că este un sfânt. Acum Ryuk zboară singur prin ceruri, realizând că pe minorul nu l-a anunțat în legătură cu noua regulă, acesta murind în momentul în care și-a încasat banii, numele său fiind scris în caiet de cel care a scris și numele lui Light, adică de Ryuk. Acum Shinigami-ul caută un nou posesor care să-i dea mere și să-i ocupe timpul. Dacă vă place acest gen de episod în care vă explic continuări din manga ale animeurilor care nu vor mai apărea sau care nu au apărut încă, haideți să strângem la acest
clip 300 de like-uri. Nu uitați că puteți să deveniți și membri, nu uitați nici de like, subscribe și comentariu. Eu am fost Mikey, numai bine!